Dragilor, astăzi alături de noi este Mihai Gânș, profesor și traducător, și vorbim despre Anik de Suzanel și despre cărțile ei, despre o noutate editorială, este vorba despre Marea Întoarcere. Iată că în portofoliul editurii Herald, în această superbă colecție, colecția Arhetip, pe lângă cartea Simbolismul corpului uman, Anik de Suzanel mai vine cu o altă carte, este vorba despre Marea Întoarcere. Scriitoarea Anik de Suzanel, pe care zilele acestea o aniversăm, o vârstă frumoasă, 99 de ani, a studiat inițial matematică, apoi științele medicale, profesând un timp îndelungat ca asistentă medicală anestezistă. Ulterior a devenit psihoterapeut și s-a dedicat în timp studiului teologiei, convertindu-se de la catolicism la ortodoxie și rămânând deschisă față de alte căi spirituale de realizare a sinelui. Iată, astăzi un prilej de bucurie de a vorbi despre Anik de Suzanel și despre cartea ei, Marea Întoarcere. Mihai, de ce Marea Întoarcere? De ce Marea Întoarcere? Foarte bună întrebare. E evident că omenirea trăiește o criză în aceste momente, în această perioadă, se pare fără precedent. Anik de Suzanel remarca într-un interviu recent faptul că pentru prima dată toată omenirea s-a oprit, forțată de împrejurările acestea, și poate că această oprire este modul imperios al naturii, al pământului, de a invita întreaga omenire și fiecare individ în parte să se gândească la responsabilitatea pe care o are față de acest pământ, față de viața noastră, o cerere apăsată de a ne descoperi originile noastre divine și de a crește fructul arborelui cunoașterii printr-un travaliu just și nu printr-o violare a acestuia. Deja folosesc termeni din vocabularul pe care l-a impus prin opera sa de-a lungul timpului Anik de Suzanel. Iată, pentru prima dată pe cerul nostru exterior, practic, au zburat cele mai puține avioane în perioada recentă a omenirii, ca pentru a-l lăsa liber și a-l putea vedea pentru a ne regăsi aceste rădăcini cerești ale noastre, ale omului. Anik de Suzanel scrie această carte, Marea Întoarcere, chiar în perioada pandemiei, sub semnul acestei urgențe, și abordează inclusiv tema pandemiei, făcând o încercare de a-i găsi posibilele semnificații și sensuri pentru toți cei care, iată, suntem aici și traversăm această criză. În completare la întrebarea pe care ți-am adresat-o mai devreme, cumva, într-o oarecare măsură, tu ai și răspuns la întrebare. Mă gândeam, iată, o carte și la propriu și la figurat, o carte caldă, o carte proaspătă, nu doar din perspectiva publicării ei în această perioadă, dar și pentru faptul că este o carte foarte actuală, faptul că a scris-o, așa cum spuneai tu, în pandemie. De ce Marea Întoarcere acum? Și aș face o completare la ceea ce spuneai tu puțin mai devreme, legat de faptul că am văzut poate mai puține avioane sau mai puține avioane au survolat cerul, da, și mi-aduc aminte în perioada, primele luni, să spunem, de pandemie, când ne bucuram cumva, apropo de reîntoarcere la esența noastră divină, mă gândeam la faptul că mașinile circulau mai puțin, scăzuse cel puțin la nivelul Bucureștiului, dar sunt convins că și în alte orașe scăzuse foarte mult gradul de poluare, probabil că în unele orașe, precum, să spunem, Veneția, erau văzuți delfini aproape de oraș. Iată, mările, oceanele, până și pădurile
Animalele respirau. Aveai senzația că li s-a făcut loc cumva să simtă și ele puțină viață. Da, este o pauză pe care, iată, pământul ne oferă pentru a putea să reflectăm la Marea Întoarcere. Și ne putem pune atunci întrebarea ce este Marea Întoarcere. Sigur, eu ce voi încerca să împărtășesc acum este doar ceea ce am înțeles eu traducând cartea și rezultatul meditației mele la acest subiect până acum. Las fiecărui cititor în parte posibilitatea să intre în carte, să o descopere și să îi găsească toate sensurile care pot fi identificate acolo. Pentru a-i sublinia, poate chiar măreția, importanța, Anic o numește Marea Întoarcere. Și observăm faptul că încă de la începutul cărții, Anic de Suzanel ne dirigează atenția spre un pasaj din Vechiul Testament, mai precis spre versetul 19 din textul Genezei, care spune: Dumnezeu i-a zis lui Adam, în sudoarea nărilor tale îți vei mânca pâinea ta până te vei întoarce spre pământ. Cuvântul în ebraică este Adama, căci din Adama ai fost luat, spune textul mai departe, schimbând cuvântul în original în ebraică, căci țărână ești și spre țărână întoarce-te. Marea întoarcere este, din ce înțeleg eu, întoarcerea omului asupra lui însuși, întoarcerea spre acest pământ. În ebraică, în textul original, cuvântul Adama, cuvânt care, la un prim nivel, înseamnă pământ, însă are de asemenea niveluri mai profunde, este încărcat cu semnificații mai bogate, pe care Anic le dezvăluie unul câte unul, într-o scriere vie, palpitantă, izvorâtă din stările ei de rugăciune către Dumnezeu, pe de-o parte. Știm, Anic de Suzanel este o mare rugătoare și născută de asemenea din meditația asupra literelor ebraice, care i-au făcut demersul atât de particular în domeniul antropologiei spirituale. Cum spuneai tu, ea este o creștină convertită în tinerețea sa de la catolicism la ortodoxie, a învățat de la duhovnicul său, episcopul Ioan de Saint-Denis, despre importanța studierii limbii ebraice pentru înțelegerea creștinismului. Urmând sfatul duhovnicului său, studiind ebraica zeci de ani, a ajuns să stăpânească această limbă la un nivel exemplar. Uneori, nivelul acesta e invidiat chiar de către rabinii ai tradiției iudaice. Ei, bazându-se pe această cunoaștere fină a limbii ebraice, Anic de Suzanel a observat că în textul original al Vechiului Testament se folosesc două verbe diferite atunci când se vorbește despre nașterea omului, apariția lui. Omul a fost creat, un prim verb, a crea, în ziua a șasea a Genezei, după chipul lui Dumnezeu. Apoi, omul a fost făcut, se schimbă verbul, este folosit a face în loc de a crea, făcut după asemănarea cu Dumnezeu în ziua a șaptea. Acest a face, remarcă Anic în toate lucrările sale, este foarte diferit de a crea. Este lucrarea divino-umană a oricărei vieți. Adică este ceea ce omul este dator să facă la rândul său cu sămânța divină plasată în el, așezată în el. Să o crească, să o cultive, să o ducă spre rod, folosind tot așa un limbaj simbolic specific lui Anic. Aflăm mai departe în textul biblic faptul că acest Adam, care este fiecare dintre noi, nu este omul primordial și noi nu avem nicio legătură decât așa de departe istoric cu acest om. Adam este fiecare dintre noi. Acest Adam este creat bărbat și femeie. Spune textul biblic chiar așa. Ce ar putea să însemne acest lucru? Se întreba Anic de Suzanel an și an de zile în urmă. Și în cărțile sale vine cu o interpretare.
la nivelul omului aflat în devenire către dimensiunea sa reală de om, cu o mare, mai presus decât animalul, capabil de mutații, de transformări pentru a se apropia de această asemănare cu Dumnezeu, adică cu omul zilei a șaptea. Semnificația propusă de autoarea este următoarea. Orice ființă umană este bărbătească atunci când își amintește. Un joc de cuvinte în ebraică, cuvântul care înseamnă bărbat, compus din aceeași litere ca a verbul aș aminti. Orice ființă umană este bărbătească în măsura în care își amintește de imensul potențial din care i-a alcătuit el omul în adâncurile sale. Și acest potențial imens în ebraică este desemnat, este indicat prin cuvântul Adama. Acest pământ pe care omul este invitat să se întoarcă. În acest verset 19 din capitolul 3. El este de asemenea, Adama, este mama adâncurilor, este polul feminin, în centrul căruia este așezat în mod tainic chipul dumnezeiesc, după care omul este creat, sămânța oricărei ființe umane, care pe de-o parte face din noi o persoană unică, aparte, pe de altă parte, poate paradoxal, dar nu atât de paradoxal conform chiar cu fizica noastră modernă, orice ființă umană cuprinde în sine întreaga umanitate. Da? Legea holistică ce spune că fiecare parte conține întregul. A face deci marea întoarcere înseamnă a ne întoarce spre chipul lui Dumnezeu după care am fost creați și a crește de la acest chip către asemănarea cu Dumnezeu. Este o lucrare interioară, da? În această Adama din care omul este făcut și prin care omul își va regăsi nu numai rădăcinile sale pământești, ci și pe cele ancorate sus în cer, rădăcinile sale cerești. Nu vreau să detaliez mai mult pe acest subiect pentru a nu strica corola de minune a lumii, cum spunea Lucian Blaga. Cartea este fascinantă, este palpitantă, merită să o parcurgem împreună. Sunt convins că ai avut și o experiență, aș spune, unică în calitate de traducător al acestei cărți și vreau să te întreb, în cartea Simbolismul corpului uman, Anic de Suzanel aduce în fața cititorului simboluri, mitosul creștin, face această împletire de care spuneai puțin mai devreme între elemente de tradiție iudaică, poate și de cabala, arborele sefirotic și ceea ce înseamnă simbolistica creștină și nu numai. Ce aduce Anic de Suzanel în această carte, în Marea Întoarcere, ce aduce în plus față de cărțile ei anterioare? Da. Mulțumesc pentru întrebare. În această carte, Anic de Suzanel reia o temă pe care a atins-o tangențial doar în două cărți ale sale anterioare. E adevărat, pentru prima dată a atins acest subiect chiar în prima sa carte, cea mai mistică dintr-un punct de vedere, Alianța, Legământul de Foc, în patru volume apărut în original în franceză. Încă nu a fost tradusă în română această carte. Și revine la o temă tratată pentru prima dată, iată, în prima carte, însă o tratează pe îndelete și dezvăluie o comoară, care, o comoară de sensuri care este ascunsă în genealogia lui Adam. Despre ce vorbim? Vorbim despre detaliile despre Adam și succesorii săi care apar în capitolele al 4-lea și al 5-lea în Cartea Facerii din Vechiul Testament. Deci este prima carte a lui Anic dedicată exclusiv acestor două capitole, al 4-lea și al 5-lea din Vechiul Testament. E foarte interesant în legătură cu această genealogie faptul că în cele două capitole rezultă că are această genealogie două brațe.
un braț, un șir genealogic este prezentat în capitolul al patrulea și sunt prezentate acolo 7 generații, de la Adam, prin Cain și Abel, la Enoch, Irad, Maleleil, Matusal și Lamech, iată, 7 generații. Să, după ce acest capitol se încheie și începe al cincilea capitol, textul biblic ne prezintă 10 generații. Da? De la Adam este menționat primul succesor Set, apoi Enos, Cainan, Maleleil, Iared, Enoch, Matusalem, Lamech și Noe, al 10-lea, în șirul acesta de 10 generații. Observăm că unele nume de patriarh coincid, Adam, Enoch, Lamech, altele însă diferă, parțial, de exemplu, Cain și Cainan, Irad și Iared, Enoch și Enos, dar sunt plasați oricum într-o altă ordine sau pur și simplu sunt nume complet noi față de prima linie genealogică prezentată în capitolul anterior, capitolul 4. E, de-a lungul timpului au fost explicații de ordin istoric care au încercat să justifice aceste diferențe. Nu au lămurit foarte multe lucruri. Noutatea pe care o aduce Anic în această carte și care în fond e noutatea pe care o aduce întreaga sa operă este a privi textul sacru dintr-o perspectivă anistorică, o perspectivă pe care o numește ontologică, una care, practic, fiind într-un text sacru, nu depinde de timp sau, altfel spus, se poate aplica oricărui om de oriunde și din orice moment al devenirii omenirii. Da? Textul sacru este despre omul de aici și de acum. Această genealogie conține o informație relevantă, utilă, aplicabilă omului de azi, omului care, iată, trece printr-o pandemie, omenirii care trece prin această pandemie. Pe de o parte am putea spune, acesta este demersul lui Anic, așa vede ea textul biblic și al Vechiului Testament și al Noului Testament, deci aici nu este o noutate. Noutatea este faptul că își îndreaptă atenția și demersul său pe acest capitol pentru prima dată. Și iată o face la cei 98 de ani, când a început să scrie cartea, 99 de ani, săptămâna viitoare, când îi va împlini, va fi lansarea, în jurul acestei date, cărții în limba română. Revenind, ce poate să însemne numele acestor patriarhi pe care, cu această cunoaștere fină a limbii ebraice, Anic le analizează. Ne sunt prezentate aceste nume, primele 7 sau primele 10, în funcție de cele două capitole, ca fiind etape ale omenirii traversând timpurile, dar și etape ale devenirii, ale evoluției omului, da? Ale drumului său, de la creat după chip la asemănarea făcut după asemănarea cu Dumnezeu. Nu o să intru aici în amănunte, pentru că ar fi păcat să stric experiența de lectură minunată care este încapsulată în această carte, cum anume ajunge să interpreteze Anic, să ajungă la ideea că, iată, omenirea acum simbolic s-ar afla într-un capăt de perioadă, la sfârșitul cele de-a șasea perioade din 7, dacă ar fi să vedem simbolic un ciclu care s-ar încheia în 7, și la acest final de 6, omul și omenirea este chemată la o întoarcere, la o răsturnare, un alt sens al marii întoarceri. Face la un moment dat o analogie apropo de ce poate să spună textul și ce legătură are cu omul și cu viața lui, din anatomie, din crește, din dezvoltarea copilului în burtica mamei, se știe că la finalul celei de-a șase luni, fătul se întoarce. În general se întâmplă acest fenomen în jurul acestui moment, la capătul primelor 6 luni. Ori iată și omul și omenirea azi, la finalul acestei perioade de 6, este chemat să se întoarcă, să-și răstoarne
valorile la care a muncit mult să le creioneze, să le cimenteze, pentru a descoperi un nivel mai profund, un nivel la care este chemat, un nivel care probabil va deschide calea spre o nouă formă de a fi în univers, în acest cosmos, de viață pe acest pământ. Un soi de, aș numi-o eu, completându-te pe tine, un soi de întoarcere la origini, la rădăcini și la invocata de tine mai devreme esență divină și în ideea în care ar putea să pună accentul mai mult pe a fi și mai puțin pe a avea. Cred că, de exact, fapt, asta este exact, chintesența ideii lui Anil de Suzanel. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Mihai Gânj, profesor, traducător, și am vorbit despre cartea Marea Întoarcere a lui Anil de Suzanel, carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi. Vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! Lectura plăcută. La revedere!